În cadrul Festivalului de Muzică Populară, care îi poartă numele, Maria Ciobanu, interpreta vâlceană, va primi și titlul de cetățean de onoare, distinție ce a fost acordată de către Consiliul Local. Păi avem două zile importante, 7 și 8. Avem Festivalul Național de Folclor Maria Ciobanu, care se va desfășura la Râmnicu Vâlcea, în Parcul Zăvoi, chiar în lac. Acolo se va monta scena și toți vor sta pe fundul lacului. Avem două zile pline de evenimente, două zile la care vor participa foarte mulți artiști cunoscuți și mă refer în primul rând la Maria Ciobanu, care va veni personal, dânsa, dacă știți, este cetățean de onoare a orașului și va primi diploma de cetățean de onoare a orașului la acest festival. Va veni Camelia Ciobanu, Ionuț Dolănescu, Veta Biriș, Mariana Capitănescu, Maria Ghina, Steliana Sima, Cristian Pomohaci, Nelly Pleantă, Floarea Calotă, Nineta Popa, Maria Dragomiroiu, Dumitru Zanfira, Nicoleta Voica, Simona Dinescu. Ca și orchestrație avem două orchestre, avem Doina Gorjului cu maestru Marcel Parnica și Lăutarii din Chișinău cu maestru Nicolae Bodgros. Sunt lucruri extraordinare care am și să ducem pe domnul Bodgros la Râmnicu Vâlcea. Dorința a fost a domnului Ionuț Dolănescu să vină să cânte la Râmnicu Vâlcea și noi ne-am bucurat, deoarece este cea mai bună orchestră din România care cântă în momentul acolo. Și mă bucur că ea poate să vie la Râmnicu Vâlcea în această perioadă. Mai ales că Sfânta Mărie Mică este o sărbătoare importantă. Trebuie să le spunem celor care ne privesc la această oră că, presupun, nu va fi cu intrare acest Nu va fi, accesul va fi gratuit, fără nicio problemă. Deci nu vor fi probleme de acces gratuit. Știți că toate spectacolele făcute de administrația publică locală sunt gratuite, nu sunt făcute de... Mai mult de atât, toate aceste festivaluri și aceste concerte sunt făcute fără bani publici. Deci tot ce se obține doar din sponsorizări, se plătesc artiștii și tot ce înseamnă organizare.